de criză fără precedent pentru România. Așa cum am spus încă de la preluarea mandatului, niciodată nu vom vinde speranțe deșarte fermierilor și niciodată nu îi vom minți. Știm cu toții că România anul acesta, din nefericire, a fost lovită crunt de o secetă pedologică cum nu a mai fost înregistrată în ultimii 10 de ani. Cel puțin așa ne spun fermierii și specialiștii. Ați fost și noastră, am fost și noi pe câmp, ne spun liderii fermierilor. Am văzut pagubele produse de această secetă, care din păcate continuă și asupra multor suprafețe însămânțate în primăvară. De aceea ne-am dorit ca rectificarea bugetară să acopere toate nevoile agriculturii, inclusiv cele legate de despăgubirile pentru secetă. Așa cum unii dintre dumneavoastră ați constatat, bugetul MEADR a fost suplimentat cu 3 miliarde 445 milioane lei. Ce ne asigură această rectificare? Ne asigură să compensăm cât mai echitabil, cât mai echilibrat, cât mai obiectiv pierderile înregistrate de toți actorii din agricultură. Atât cei afectați direct de secetă, dar și pierderile înregistrate de alte sectoare care au fost lovite indirect atât de secetă, cum este sectorul zootehnic, dar și de evoluția pandemiei COVID-19. Și aici mă refer la sectorul zootehnic, atât bovine pentru lapte, carne, ovine și caprine, porc și pasăre și apicultură. Astăzi am avut o întâlnire cu liderii celor mai mari asociații din agricultură pentru a gândi împreună despăgubirile legate de secetă. În ordonanța de urgență pe care noi am comunicat-o Bruxellesului, am făcut niște calcule care sunt valabile și vor rămâne valabile, unde se alocă un anumit cuantum pentru fiecare hectar în funcție de tipul de cultură. Și dumneavoastră cunoașteți 925 pentru grâu secară, 805 pentru triticale, 912 orz, orzoaică 951, ovăzul 772, respectiv rapița 1002 lei. Astea sunt cuantumurile pe hectar pe care anul acesta fermierii le vor primi și cuantumurile pe care le-am trecut și în ordonanța de urgență. Acum, pentru că această rectificare bugetară din săptămâna trecută ne-a permis să alocăm 850 de milioane lei. Și aici vreau să subliniez. 850 de milioane lei, nu 300 sau 400 milioane lei, cum am văzut în altă parte. 850 de milioane de lei pentru secetă, ceea ce, în opinia noastră, făcând calculele împreună, asigură un minim 80% din quantum pe care o să-l direcționăm ca și despăgubire în luna septembrie, urmând ca restul de 20% sau mai puțin cât va rămâne să fie dat fermierilor la rectificarea din octombrie. Am făcut acest lucru pentru ca să ni se permită ca sume importante să le dirijăm și către celelalte sectoare din agricultură. Și aici mă refer la sectorul zootehnic. Și de altfel, toate programele aflate în derulare să fie finanțate. Sigur că acest lucru nu este suficient.
Am stabilit astăzi că luni vom avea o discuție, o întâlnire între liderii fermierilor și traderii de celeare și furnizorii de inputuri legate de relațiile contractuale, în care sigur va trebui să luăm în considerare ceea ce s-a întâmplat anul acesta din punct de vedere a producțiilor pe care fermierii le-au avut. De asemenea, luăm în analiză și ceea ce se întâmplă cu culturile de primăvară, pentru că, din păcate, cum am spus, din nefericire, sunt județe sau sunt suprafețe, în unele județe, suprafețe importante, care sunt calamitate și în această perioadă. Deci ceea ce s-a însămânțat în primăvară. În principal, porumb și floarea soarelui. Și acolo va trebui să găsim o modalitate de compensare a acestor pierderi. Concret, ce se va întâmpla astăzi? Ordonanța a plecat. Deci după ce noi am încheiat întâlnirea cu liderii fermierilor, ordonanța a plecat la Ministerul de Finanțe cu această sumă de 850 de milioane lei. Eu aș dori ca această ordonanță să treacă foarte repede, dacă se poate și mâine, în așa fel încât, conform textului din ordonanță, în 10 zile de la publicarea ordonanței, fermierii să se înscrie la APIA cu acele cereri de plată, unde vor trece suma maximă, adică 925 de lei, unde se adaugă procesul verbal și datele bancare. Iar în momentul în care cele 10 zile de depunere a celor expiră, în foarte scurt timp, banii vor fi virați către sau în conturile fermierilor. Suma minimă calculată și estimată astăzi de noi fiind undeva de 80%. Și sigur că șansele sunt ca ea să fie mai mare, dar minim 80% din cuantumul maxim este asigurat prin această alocare de 850 de milioane lei. Urmând ca săptămâna viitoare să vă dăm detalii despre cuantumul schemelor de sprijin pentru tot ceea ce înseamnă sector zootehnic. Am avut nevoie de cifrele finale de la rectificare, am avut nevoie de o întâlnire finală cu liderii marilor asociații pentru a gândi cum anume și cât anume să repartizăm fiecărui sector în parte. Eu atât aș avea de spus despre acest subiect și cu drag vă răspund la întrebări. Eu cred că am explicat prin ce am spus până acum. Pentru că în această perioadă dificilă, agricultura din România a suferit pierderi și în multe alte sectoare. Și atunci noi trebuie să ne încadrăm în suma alocată, care este o sumă, să zic eu, destul de mare, 3,5 miliarde de euro, pe care am primit-o la rectificarea de buget. Dar prin această repartizare a sumelor reușim să achităm minim 80% și restul de 20% la rectificarea din octombrie, dar să acoperim și pierderi înregistrate indirect datorită secetei, dar și datorită evoluției pandemiei în toate celelalte sectoare. Sectoarele din zootehnie, pentru că toate domeniile de activitate din agricultură și toate zonele din țară, din nefericire, anul acesta au suferit pierderi importante. Cu siguranță, nici suma maximă, 925 de lei, este pe departe de a acoperi pierderile reale ale fermierilor, dar atât s-a putut în această situație. Atât s-a putut aloca. Poftim? Nu sunt banii pentru a plăti. Deci banii sunt pentru a plăti 850 de milioane lei pentru secetă,
iar restul sumelor vor fi destinate sectorului zootehnic. În octombrie va fi rectificarea, unde vom da restul de 20%. Și de ce spun acest lucru? Pentru că atât comunicarea la comisie, cât și anexa la ordonanță cuprinde suma maximă. Cererea pe care o depune fermierul cuprinde suma maximă. Deci asta este o garanție că în octombrie la rectificare vor primi diferența toți fermierii afectați de secetă. Păi, eu cred că ar trebui să îi întrebați pe domniile lor. Știu că domniile lor, ca și lideri ai unor asociații, ar fi, cum este și firesc, ar fi vrut să primească suma integrală. Cu siguranță și eu aș fi vrut să oferim din partea Ministerului suma integrală. Nu cred că există vreun ministru care să nu vrea să dea bani dacă acești bani există. De aceea am și început conferința cu acea frază în care am spus că trebuie să banii care îi avem la dispoziție să îi drămuim cât mai echitabil, cât mai obiectiv, încât să acoperim toate nevoile din această perioadă. Din nefericire, în această perioadă, în agricultura românească s-au înregistrat și în alte sectoare pierderi importante. Iar noi avem datoria ca să încercăm să compensăm cât mai echitabil, cât mai obiectiv toate domeniile de activitate din agricultură și toate zonele din țară. Fiecare zonă, fiecare domeniu de activitate are anumite particularități. Și a fost influențat anul acesta, fie de evoluția secetei, fie de evoluția pandemiei, în mod negativ. Este o situație prin care, din nefericire, trece întreaga economie națională. Sigur, eu pot să vă răspund la întrebare, deși la întrebarea asta cel mai bine răspunde BNR-ul. Noi, în această problemă, clar că suntem de partea fermierilor. De asemenea, am avut 3 întâlniri, una la Ministerul de Finanțe și 2 aici, tocmai pentru a-i lămuri pe cei din sistemul bancar și Banca Națională că este nevoie de această amânare a ratelor. Noi credem în această amânarea ratelor, că este necesară și că pe termen lung și mediu are un efect benefic asupra agriculturii și asupra economiei românești, acest lucru trebuie să-l creadă și cei de la Banca Națională. Pentru că la ultima întâlnire, cel puțin reprezentanții băncilor care au participat la această întâlnire, majoritatea au spus că sunt de acord cu amânarea acestor rate. Eu mai mult decât să public să spun acest lucru, nu pot să fac eu politica Băncii Naționale. Păi problema rectificării o să avem în guvern. La Cotroceni discutăm programul național strategic și programul național de relansare. Cele două subiecte care, dacă n-ar fi fost această pandemie și dacă n-ar fi fost această secetă, ar fi trebuit să fie subiectele principale anul acesta, atât ale noastre cât și ale fermierilor. Pentru că este foarte important, dar din păcate a fost lăsat, să zic așa, în umbră, cel puțin din punct de vedere al atenției dumneavoastră, acest program național strategic, care, în opinia mea, nu și-a pierdut din importanță, pentru că cred că este vital cum decidem acum să finanțăm agricultura românească în următorii 7 ani și cum să alocăm sumele respective. Sunteți în practic până acum cu întâlnirile care ați avut pe acest plan național strategic? Ați reușit să facă întâlnirile profesor? Sigur, suntem în grafic. A fost acea perioadă de aproape 3 luni în care n-am reușit să ne întâlnim. Apoi am refăcut întâlnirile, unele și întâlniri fizice, să zic așa, prin prezența fizică a liderilor asociației, altele
prin videoconferințe. De la Bruxelles ce se mai poftim? De la Bruxelles ce se mai pentru România? Ce urmează? Păi, semnalele nu sunt doar pentru România, semnalele sunt pentru toate țările, pentru că toate țările au elaborat sau sunt în curs de elaborare programului național strategic, pe de-o parte, pe de altă parte, fiecare țară vrea să atragă cât mai mult prin programul acela de creșterea rezilienței și de relansare economică. Și la finele săptămânii următoare o să avem prima întâlnire, sper, ca evenimentele sanitare să ne permită ca să participăm la întâlnirea din Germania legată de cele două subiecte. Eu vă mulțumesc!